La aproape o săptămână distanță de la gala fotbalului mușcelean organizată cu ocazia zilelor municipiului Câmpulung, omul de afaceri Constantin Țil Popescu a ținut o conferință de presă în care a punctat plusurile, dar și minusurile jocului demonstrativ de fotbal ce s-a disputat pe municipal. Ex-președintele echipei ARO Câmpulung s-a arătat mulțumit de sprijinul acordat de municipalitate, dar mai presus de toate revederea cu marea majoritate a fotbaliștilor de atunci i-a creat o deosebită plăcere. De asemenea, Țil Popescu a mai ținut să puncteze un amănunt extrem de interesant. După ce i-a văzut pe jucători evoluând în jocul demonstrativ de joi, domnia sa este de părere că oricând aceștia pot evolua la un eșalon superior, asta în ciuda anilor care au trecut peste ei. A fost, pentru mine cel puțin, a fost ceva extraordinar când ne-am întâlnit cu fotbaliștii după atâția ani. I-am revăzut, ne-am auzit aminte cum i-am adus pe fiecare la Câmpulung, ce implicări a implicări au fost la momentul respectiv să-i aducem să facem acea echipă. Dacă ați văzut la stadion și la vârsta asta, jucau fotbal de plăcere și se vedea că au fost mari fotbaliști. Am vrea să ne aducem aminte că în acea perioadă de 10 ani au fost jucători care oricând putea să joace astăzi în Liga Superioară. Un subiect delicat, tratat pe larg de Constantin Popescu, a fost cel legat de marele fotbalist Gicu Dobrin. Pe cei doi i-au legat o prietenie de peste 30 de ani, omul de afaceri fiindu-i alături până în ultimele clipe din viața prințului din Trivale. Când a făcut 50 de ani, a fost aici a transmis direct la televiziunea română și nu, pe 25 august eram în Belgia și mi-a dat telefon, nu mai s-a ridicat și mi-a spus: dacă tu nu vii la ziua mea, înseamnă că eu mor foarte repede și tu asta vrei. M-am supărat, eu așa, și am lăsat pe un partener din Belgia acolo și am venit în România singur. Și într-adevăr, erau toate televiziunile la casă, am venit direct și el după 3-1 zile s-a ridicat în picioare și a venit spre mine. A fost ceva emoționat, a transmis de fapt Antena 1 atunci sau Antena, da? Și după aceea s-a întâmplat pe 26 august și pe 26 octombrie a murit Gicu. Da. Gicu s-a ținut de cuvânt în felul lui. La capitolul minusuri, inimosul om de fotbal, Țil Popescu, și-a asumat oarecum greșeala de a fi organizat această gală fotbalistică în ziua de joi. Ar fi vrut ca regalul fotbalistic de pe municipal să se fi desfășurat vineri. Așa poate ar fi fost mai mulți oameni la stadion. Dar chiar și așa, asistența destul de numeroasă s-a simțit bine în tribune, s-a bucurat să-și revadă idolii din nou pe terenul de joc, lucru ce l-a mulțumit pe omul care se confundă cu marea echipă de fotbal ARO Câmpulung. Noi am pus meciul. L-am așezat chiar rău, la ora 5 joia, pentru că era bine vineri seara, că lumea ieșea mai multă lume, dar a fost teatru și n-am putut să facem, să suprapunem două evenimente în același timp. Noi vom face gala viitor, dacă mai facem vreo gală sub egida lor, dacă nu facem noi, indiferent cum, vom face alt proiect pe acest și l-am pregătit în timp. Acum a fost chiar ne-a repezit. Ei nu au știut că am vrut să o facem și cu generația de aur și după aceea ne-am gândit la Steaua 96, 86, dar am fost prea în scurs și n-am putut să realizăm acest proiect.